a avut loc... Cosmin și Travis. Da. Anul trecut a avut loc o conferință. Lucrările acelei conferințe apar în această, în această carte. Și pentru mine este un privilegiu să apar, cum spui, despre Nicolae Iorga, concepția despre istoria lui Nicolae Iorga și contribuția pe care Nicolae Iorga a avut-o la studiile bizantine. Este foarte un studiu mici, dar mai mult de atât, faptul că există o bibliotecă de studii bizantine, în București și avem unde să-i trimitem pe studenții de la Facultatea de Istorie, în special pe cei care sunt interesați de studiile medievale și, în special, istoria Bizanțului. Aveți aici contribuții foarte importante, detalii despre biblioteca de mici și cu această ocazie, cred că această carte va face de acum parte din bibliografia obligatorie a studenților de la Facultatea de Istorie, deci cei care se specializează pe istoria Evului Mediu și nu numai Bizanț. Și aș spune încă un lucru și vă încheia. Nicolae Iorga reprezintă pentru noi un model de a face, de a scrie istorie. El însuși a fost întemeiator de școală în bizantinologie și nu mai. Și avea Iorga această vorbă despre istorici, că istoricii sunt logografi, sunt cei care se ocupă de cuvinte. Iar în aceea se vorbea deseori despre faptul că istoricii trebuie să fie gardienii cuvintelor. Trebuie să aibă grijă ce fac cu felul în care folosesc cuvintele, ce fac cu cuvintele. Marc Bloch, de altfel, scrie în Meșteșugul Istoricului despre acest lucru. Și concepția lui Iorga despre istorie era acea concepție despre omenie. Că o lucrare de istorie este autentică din punct de vedere istoric, în funcție de câtă omenie conține. Și atunci, prin urmare, istoricul trebuie să fie un gardian al cuvintelor. Și aici, desigur, putem rezona cu alți intelectuali recenți care vorbesc despre faptul că istoricul trebuie să păstreze adevărul cu orice preț. Evident, cu probabilitate, atât că putem pe seama surselor să ținem de acest adevăr, pentru că aceasta este și metoda istoricului. Metoda, calea pe care pășește istoricul este calea aceasta a surselor, desigur, nu doar cele scrise, și cele arheologice. Și Nicolae Iorga este un model în acest sens. Atunci, chiar și în felul în care eu am scris despre Nicolae Iorga aici, a fost mai degrabă se pune în practică ideea aceasta de a prezenta un model, mai ales pentru studenții mai întâi de la Facultatea de Istorie. Deci, o carte cu și contribuțiile lui Tudorie, care nu este aici, în care el prezintă istoricul bibliotecii și chiar a bizantinologiei românești în Furii, chiar Iorga Mare 1940, deci chiar de dinainte de 1940. Și cred că este o contribuție fundamentală la cunoașterea acestui lucru. Mulțumesc!